Băieți și fete, astăzi vă voi arăta un mod interzis în Minecraft. Ați auzit foarte bine, frați și surori, bine ați venit la un nou episod în care vă prezint moduri interzise pe Minecraft. Și de data aceasta, fraților, am descărcat un mod care mie mi se pare foarte creepy și periculos. Mai exact, boys, astăzi vă voi prezenta modul Among Us Monsters. Da, ați auzit foarte bine, este un mod care adaugă 9 monștri noi în Minecraft, care într-un fel sunt personajele din Among Us, sunt degeții ăia micuți care merg peste tot, numai că sunt monștri, fraților, nu sunt efectiv personaje normale, sunt monștri, sunt gigantici, periculoși, creepy, plini de sânge și foarte multe chestii de genul. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal și uitați-vă, fraților, ce avem aici. Deci avem un singur double chest, pentru că după cum v-am spus, acest mod adaugă doar 9 mob noi, însă ăștia 9 mob o să avem de lucru cu ei. Hai să vedem ce scrie aici. Atenție! Acest chest conține mobi periculoși. În acest chest se află 9 Among Us Monsters. Deci nu uitați, fraților, să apăsați butonul de like, să dați un subscribe, să ajungem, Doamne ajută, la 200.000 de abonați. Și nu uitați că am început postarea pe noul canal de Marius Ian cu Mobile. Am văzut că vă place foarte mult, așa că dați un subscribe și acolo și scrieți ce moduri mai vreți să fac. Eu zic să nu mai pierdem timpul și haideți să deschidem chestul. Deci, fraților, numai după cum arată ouăle de spawn, o să vă dați seama că acest mod este de-a dreptul horror. Fiți atenți. Uitați-vă la chestia asta. 3, 2, 1 și... Deci, boys, numai când vă uitați, băi, la ouăle astea, uitați-vă la ouă ăsta galben, care efectiv are sânge pe el. Deci, băi, se vede de aici că sunt super, super horror aceste, să spunem, aceste creaturi. Și haideți să începem, boys. Deci, fiți atenți. Le-am aranjat așa dintr-un simplu motiv, pentru că aici, boys, avem yellow și yellow forma a doua și după l-avem pe red și red forma a doua. Și după, ăștia sunt niște gen Among Us Monsters, na, care sunt așa individual, nu sunt mai multe forme. Haideți prima dată să începem cu el, o să vedem cum arată. Deci puneți că, na, în capul vostru să vă faceți imaginea lui Among Us Yellow, lui caracterul din Among Us de culoarea galbenă, da? Deci o aveți acum în cap. Uitați-vă cum arată monstru Among Us Yellow. Check this out. 3, 2, 1 și... Ok, boys! Holy shit! Shit, man. Ok, asta pe bune este destul de horror. Deci după cum puteți vedea, este un monstru păianjen, dacă stați să mă întrebați pe mine, care este format din 2 Among Us d-ăștia cu foarte mult sânge. Mamă, boys, ok, asta arată foarte ciudat. Vreau să văd, gen, scoate vreun sunet dacă dau un el sau gen, pot să-l omor? Nu cred că pot să-l omor. Ok, nu cred, boys, că acest mod, că acest mob poate fi omorât. Să ia stați puțin să Să dau game mode survival și să-mi dau spawn point. Să văd dacă vine după mine, gen spawn point, așa. Și game rule keep inventory true. Perfect. Ia să vedem, boys, dacă vine după mine, dacă alerg după el. Mamă, cât damage mi-am luat, ok. Ia să vedem, vine după mine, boys? Dar cred că dacă îmi dă one shot m-am omorât, ia. Ba, mamă, ce rapid. Mamă, boy, voi vedeți asta? Mamă, fugi. Holy shit, boy, ce rapid se mișcă. Mamă, ok, stai puțin să-mi dau rapid game mode creative. Mamă, boys, bă, deci asta chiar se mișcă foarte, foarte rapid. Ați văzut și voi că, gen, până te detectează și după vrea să vină după tine. Bun, asta este prima forma lui yellow. Hai să vedem și pe a doua și vreau să văd dacă se bat între ei. Hai să vedem yellow forma a doua. Nu știu, probabil e aceeași chestie, gen. Nu știu dacă e aceeași chestie cu puține schimbări, însă hai să vedem, sau poate e un mob complet diferit. 3, 2, 1 și... Ok, boys, nu știu dacă e bine ce am spawnat, yellow forma a doua. Cred că ar trebui să fie un mob complet diferit, să e buguit, gen. Sau așa arată. Ia, boys, să mai spawnăm o dată. Da, adică nu știu, cred că e buguit, frate. Nu știu dacă e adevărat, ia să vedem. Așa trebuie să arate sau e modul buguit? Hai să mai luăm altul, uite, hai să luăm pe Angelo ăsta, hai să vedem, e modul buguit, boy, sau așa trebuie să arate? Ah, ok, mamă, cum e asta? Mamă, boys, ăsta e albastru. Bă, ok, adică, na, nu știu, o fi că e modul buguit numai la mobul ăla, dar, na, mi-e greu să cred, nu știu, o fi că așa ar fi trebuit să arate modul sau să bugui graficile, în fine. Însă, uitați-vă la albastru, boys. Bă, voi vedeți cum arată, mamă, man, Among Us albastru, că nu-mi vine să cred cum arată, boys.
Voi îl vedeți? Holy shit, man. Ok, asta e de-a dreptul foarte, foarte horror și vreau să văd dacă, dacă îl pun să se, să se bată, eu filmez asta, nu? Dacă îl pun să se bată cu, cu ăștia. Vreau să-l văd dacă îl pun să se bată cu Yellow, ce o să facă, ia. Se bate, ma. One shot, bro, one shot, ia hai să pun mai mulți Yellow de ăștia, ia hai, ia hai să vină, ia. Mamă, băi, bă, ăștia nici nu-l ating, voi vedeți, man. Efectiv, nici nu și-a damage, mământă, e gigantic, bro, nu mă așteptam la așa ceva, în fine. Ok, bun, boys, deci da, după cum puteți vedea, munca să nici măcar nu este atins, eu pot să-l ating, ia. Eu pot să vin, a, uite, eu pot să-i dau, dar ăștia nu pot să-i dau, în fine. Poate sunt ei mai, mai proști. Ok, fraților, haideți acum să nu ne, să nu ne distingem de la, de la ce trebuia să facem. Mai exact, să spawnăm mobii red. Hai să-l vedem pe red cum arată el normal. Mamă, bro, uitați-vă la ăsta, bă, ăștia sunt diferiți toți, man. Mamă, bă, deci Yellow ăla, eu am vrut să zic că e gigantic, cred că am și zis dacă dați înapoi că e gigantic, însă ăștia sunt mult mai gigantici, băi, deci asta este Red forma 1 și hai să vedem pe forma a doua, gen, sau e ca la Yellow, e bucuită forma a doua, nu cred, ia să vedem, Red forma a doua. Mamă, bro. What? What? Se bat între ei! Ia și le câștigă. Ok, boy, nici măcar nu s-a auzit cum s-a bătut între ei și a câștigat Red forma 1. Ok, ok, ok. Ia stai, dacă, da, ăsta e mai puternic sau? Ia. E mai puternic, boys? Da, mă, mamă, ăsta e mult mai puternic Red forma 1. Bun, fraților, deci i-ați văzut pe ăștia, bă, sunt gigantici. Ok, hai că mai avem, încă 5 ouă, ba nu, încă 4 ouă. Hai să vedem, deci prima dată îl avem pe Murray, care după cum putem vedea că este movul, nu? Mamă, da, e movul. Holy shit, ăsta e cel mai gigantic, nu? Da, boys, ăsta este cel mai gigantic de până acum, băi, cum arată monștrii ăștia din Among Us, nu vine să cred. Efectiv, îți dai seama să te cheme tovară și tot, bă, am găsit un moșmecher cu Among Us pe Minecraft și să vezi chestia asta, efectiv, te sperii maxim, dar uitați-vă la ei, boys. Uitați-vă la ei, efectiv sunt mult prea horror, man. Mult, mult prea horror, ok. Acum hai să vedem pe green, adică pe verde. Mamă, deci verde, ăsta e cel mai micuț dintre toți. Ok, boys, deci ăsta am ajuns într-o final și la cel mai, cel mai micuț mob din acest mod, care este verde, uitați-vă cât de micuț e. Și ăsta e horror, gen, dar e micuț până la urmă, adică nu ai ce să-i faci, bun, e destul de micuț. Și mai avem încă doi, fraților, îl mai avem, deci fiți atenți, îl avem pe Riot, care și ăsta este roșu, și pe Pinky, care este roz. Băi, o să spunez pe Riot prima dată, pentru că, na, nu e nimica special roșu, că am mai avut niște roșii, dar după vreau să-l văd pe Pinky, hai să vedem pe Riot. Mamă, mamă, ok, mamă, ăsta e mai puternic decât ăla, mamă, băi, ăsta nici nu arată ca un, ăsta nici nu arată ca un Among Us, uite-ți-vă la el, gen, nici nu are daia de gen, să se vadă că e Among Us. Ok, boys, ok, ciudat. Și acum, boys, ajungem la ultimul mob din acest moduleț super horror, care este Pinky. Hai să vedem, 3, 2, 1 și... Mamă, ok, bun, deci Pinky ăsta iar este destul de micuț. Bun, fraților, păi ăsta a fost modul Among Us Monsters și după cum puteți vedea, chiar am avut la ce să ne uităm, adică băi, ăștia sunt horror rău de tot, bro. Bă, dar rău, rău, rău de tot, gen, uitați-vă la ei cât de gigantici sunt și nu știu dacă poate să se bată între ei. Sau, băi, fiți atenți, știți ce aș vrea să încerc? Aș vrea să văd ce se întâmplă dacă spawnez pe ăsta mare de foarte multe ori. Gen, vreau să văd dacă se bate alba. Albastru cu mov. Ia să vedem dacă se bate albastru cu... Ba, se bate, cred, se bate cu mov. Ia, ia, fiți atenți, fiți atenți, boys. Mamă, man, ok, deci deja nici nu ne mai dăm seama care-i treaba. Însă, da, boys, acesta este modul Among Us Monsters. Băi, dacă stați să mă întrebați pe mine, unul dintre cele mai horror moduri pe care le-am încercat până acum. Însă, na, eu zic chestia asta la fiecare mod pentru că mi se pare că într-un fel avansăm cu modurile astea și din ce în ce mai horror. Ei bine, băi și fete, eu am fost Manus Iancu. Dacă v-am cu videoclipul ăsta, scrieți la comentarii. Și da, dacă mai vreți să facem anumite episoade cu jocuri de-astea populare, însă nu sunt personajele normale, sunt personajele horror, scrieți la comentarii. Eu am fost Manus Iancu, v-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!